Bună ziua din nou, bună ziua, bună seara din nou, dragii mei, dragi, mă bucur că ați mai rămas și la această oră împreună cu mine la horoscopul iubirii. De data aceasta vreau să știu cam cum stăm și cu iubirea în săptămâna 1-6 octombrie. O să vă sune săptămâna aceasta, o să luați legătura cu o persoană iubită, dacă da, despre cine este vorba, o să facem pe zodii, evident. Ce vești aveți de la o persoană la care am să vă rog să vă gândiți? Dacă nu aveți la cine să vă gândiți, o să vedem dacă cineva vă sună, vreun adunator secret sau dacă se schimbă ceva în planul iubirii. O să fie niște mesaje scurte, țintite ca un horoscop, adică să nu vă așteptați că detaliez foarte tare, asta o facem în etalările extinse de la ora 20. Este o solicitare a dumneavoastră, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Săptămâna 1-6. Săptămâna 1-6 octombrie. Berbec, minutul 01 și 13. Horoscopul iubirii, să vedem dacă vă sună, dacă nu vă sună. Am să folosesc acest pachet de cărți. Răspunsurile Universului, practic ori albă, ori neagră. Vă asigur că nu este alba neagră. Deja am primit un răspuns, este nu. Nu vă sună, căci, mă rog, alte informații le am aici. Haideți să vedem ce ne spune Universului. Avem și o dată, 6 octombrie, 6 luni, mă scuzați, am spus 6 octombrie. Avem 6 luni. Este o persoană la care vă gândiți și nu este o persoană corectă, nu este persoana justă pentru voi, nu este persoana potrivită pentru voi, este o persoană falsă în foarte multe cazuri. Sigur că sunt energii generale, nu putem să individualizăm, mă scuzați, însă... Deci, mai aveam cartea aceasta că nu vedeam. Deci, ar fi total greșit să vă comunice ceva săptămâna aceasta și dacă vă comunică, mare atenție, recomandarea din partea Universului este să fiți extrem de vigilenți, extrem de vigilente, indiferent dacă este un admirator secret, dacă este cineva care vă contactează, dacă revine cineva din trecut, nu este, spun potrivit mesajelor, nu eu, nu este persoana... bună pentru voi, nu vă merită, este o persoană falsă, este o persoană cu două fețe și alegerea este una greșită dacă vreți să continuați să vă întoarceți sau să aveți o relație cu această persoană. Însă, în 6 luni, va fi însă cineva care va insista în a vă cunoaște. Este o persoană cu care ați mai interacționat, dar căreia nu i-ați dat nicio șansă. Recomandarea din partea Universului fiind proceed, adică acționează și mergi mai departe. E ok dacă faci pasul următor sau măcar îi accepti cererea de prietenie. Pentru Zodia Taur, 03-41. O să vedem cu ajutorul acestui pachet de cărți de oracol dacă vă sună în săptămâna aceasta sau nu. Persoana la care vă gândiți nu vă sună săptămâna aceasta. Este inutil să tot repet că o să vă plictisesc și o să vă supăr. Dar am să spun că este o etalare generală colectivă cu care ați putea să vă potriviți sau nu. Nu vă sună săptămâna aceasta. Și atunci, așa, cumva de încurajare sau de echilibrare, am să solicit un mesaj secret din spatele acestor inimioare pentru taurii aceștia care sunt nesunați de persoana la care se gândesc sau de o anumită persoană. Mesajul spune cam așa. În momentul în care, eu știu, pleci și nu pleci cu nimic după tine, nu e nimic cu tine, gândește-te bine la lucrul acesta, nu te implica foarte mult lucruri care țin de material,
de financiar, de muncă peste măsură, de extenuare fizică, ce are legătură tot cu partea aceasta materială. Gândește-te că doar sufletul tău și amintirile tale sau cu cine ai împărțit amintiri frumoase vor conta, inclusiv pe cine ai iubit. Nu știu pentru cine e acest mesaj, dar probabil a mers acolo unde trebuie să meargă, zic eu. Mă gândesc totuși la lipsa de apreciere pe care ați avut-o și pe care o aveți în continuare din partea unei persoane care nu vrea să vă mai sune. Și atunci, minunații ghii spirituali, vă amintesc că reorientarea ar fi una absolut necesară pentru cei care încă mai așteaptă un semnal din partea unei persoane ce nu i-au valorizate tauri. Sper că n-am zis imediat să așez secretele din inimioare, din spatele inimioare. Da. Ok, cam atât, dragii mei tauri. Trecem la rac. Gemeni, mă scuzați, la gemeni. Mi-ați zis, m-ați tras repede de urechi. 6.31. Pentru gemeni, haideți să vedem dacă în săptămâna 1-6 octombrie primiți un mesaj de la persoana la care vă gândiți sau dacă interacționați cu cineva, dacă în vederea unei relații, bineînțeles că despre asta este vorba, da, veți avea această posibilitate de a fi sunați. În multe situații, acele persoane care sunt deja într-o relație. Mai mult decât acele persoane care au o relație cu persoane cu care nu comentează, nu vorbesc, sunt în tăcere. Dar, never say never. Haideți să vedem și un mesaj din spatele, nu se le mai amestec, o să le pun așa, din spatele inimioarelor. Ei, voi s-ar putea deja să proiectați această relație, de asta spuneam că sunt foarte mulți gemeni care sunt într-o relație, o relație de cuplu, ceva este spre concretizare, însă fiți atenți, atente la a nu mai proiecta relația în viitor. Încercați să vă bucurați de timpul petrecut împreună, să vă admirați calitățile unuia celuilalt și să nu aveți așteptări extraordinar de mari în sensul de a considera încă de la bun început că aparțineți unul altuia în ideea de posesivitate. Gândiți-vă că sunteți amândoi în această poveste. Iar dacă sunt anumite chestiuni la această persoană care nu vă plac, amintiți-vă că s-ar putea să fie chiar despre voi. Propria reflexie. La berbec n-am simțit nevoia să vorbesc despre aceste inimioare pentru că au căzut foarte multe cărți. Dacă o să cadă foarte multe cărți din acest pachet, nu insist cu clarificări. Acum, pentru Zodia Rac, 8.26... Dacă sunteți sunați în această săptămână, 1-6 octombrie, de o anumită persoană, de cei cu care v-ați certat, sau este posibil să interacționați cu cineva, dar în general, vă sună sau nu? Ia, că s-au întors două cărți. Cu siguranță nu vă sună. Cu siguranță nu. Un mesaj secret din spatele acestui admirator nu vă sună. De ce? Pentru că nu are încă curajul să facă acest lucru dacă vorbim despre un admirator secret. Deci nu vă sună că are o problemă cu voi. Nu vă sună pentru că încă nu și-a făcut destul curaj să exprime ceea ce simte pentru voi. Însă are... Ați văzut cum am început? V-am dat emoții, vedeți? Însă are, pare că are sentimente foarte puternice pentru voi. Vă va înștiința, vă va spune, dar nu săptămâna aceasta. Bine, cert este că m-am cam speriat și eu cum a răspuns Universul. Leu, minutul 09.45. Dacă vă sună o anumită persoană la care vă gândiți în momentul acesta... sau este posibil să interacționați cu cineva săptămâna aceasta.
ori albă, ori neagră, încetează sau pune stop. Vedem de ce. Pune stop în a mai căuta peste măsură opțiuni. Probabil că există o nevoie disperată de a avea opțiuni și asta cumva te determină să greșești în a alege următorul partener. Fii atent, fii atentă pe cine bagi în suflet, în casă și în familia ta. Fii atent, atentă la comunicare, dacă este vorba despre relații internaționale, relații de la distanță cu persoane pe care nu le cunoști și care nu vorbesc aceeași limbă cu tine. Mai ales fii atent, atentă la situația în care persoana cu care discuți și pe care am amintit-o își cere de la bun început lucruri, bani, favoruri. Va trebui să înceteze imediat sau să-i pui limitări, restricționări, blocaje. Așa este mesajul, așa din două mai departe. Nu vreau să vă sperii, pentru că nu este un mesaj, este un mesaj general. Pentru zodia fecioară, minutul 11:25, vă caută cineva, vă oferă un mesaj în această săptămână sau dacă este posibil să interacționați cu o persoană la care voi vă gândiți sau nici cu gândul nu gândiți ce se întâmplă în această săptămână. Într-o săptămână, da, este posibil, o să vedem, o să mai întorc o carte. Într-o săptămână, noaptea, în special, după mai bine de un an de zile, ați putea avea o, ați putea avea o interacțiune, clarificăm, cu o anumită persoană. O uniune sexuală. Nu pot să arăt. Deci la voi, eu cred că de asta mă gândeam ce legătură are cu noaptea, night. Na, ce să mai zic? Adică n-am ce să mai comentez. Deci s-ar putea să petreceți o noapte împreună. Pentru zodia balanță, 12:40, haideți să vedem dacă o anumită persoană o să reia legătura cu voi sau o să primiți un mesaj de la o anumită persoană. Și dacă nu, dacă este posibil să interacționați cu un admirator secret. Este posibil, este posibil într-o anumită măsură să vă asumați un risc. Deci este o posibilă relație între doi oameni care ar putea să riște pentru a fi împreună sau pentru a avea o relație sau pentru un flirt nevinovat. Atenție la relații extraconjugale, gândindu-mă că unul din voi are pe cineva, un mesaj secret din spatele inimioarelor pentru că vreau să clarific. Dacă ai putea să faci ceva în acest sens, în sensul celor discutate, ai putea să faci ceva, adică dacă ai avea o superputere, dacă ar sta, dacă ar depinde de tine să faci ceva în privința acestei relații riscante, ai face? Nu te știe vântul, nu te știe pământul, în sfârșit, vrei cu tot din adinsul să faci asta sau nu? Vrei să-ți înșel partenerul sau nu? Caută răspunsul în inima ta, nu în mintea ta, ascultă-ți vocea inimii pentru că ea te va conduce la poarta către sufletul tău și acolo vei avea un răspuns clar dacă merită să faci un pas către o relație extraconjugală, mai pe scurt, că nu știu cu altceva, nu știu ce să vă zic. Pentru Scorpion, 14:28, dacă este posibil să primiți un mesaj de la o anumită persoană la care vă gândiți, dacă este posibil să interacționați cu un admirator secret sau nu, este vorba de un mesaj pentru voi, dragii mei scorpioni. Știu, știu că s-a întors o carte. Așa, mai durează.
Deci nu săptămâna aceasta primiți un mesaj corect, auzi, clar, concis, am vrut să spun. Deci va mai lua timp. Nu săptămâna asta. Deci mai trebuie să așteptați. O să vedem ce mesaj se ascunde în spatele acestei inimioare. Cineva își calcă foarte tare pe mândrie, pe ego. Cineva care se gândește foarte mult și de ceva timp la voi. Încearcă să uite trecutul și tot ce s-a întâmplat în trecutul vostru comun, un trecut care vă conținea fără doar și poate, pentru că își dorește ceva nou, dar tot cu voi. Ceva nou cu o persoană veche, știți? Își dorește foarte mult să intre în viața voastră și voi să intrați în viața lor, lăsând la o parte ego, să ștergeți cu buretele tot ce a fost între voi și să o las de la început. Cel mai bine în această perioadă este să nu vă gândiți în zona aceea și să mai mult să vă focusați pe propria persoană, pe propriul suflet. Și este foarte important să aveți un scop în pentru o motivație pentru care ați reîncepe o astfel de legătură. Altfel, vigilență maximă. Săgetător 16-28. Dacă vă sună, dacă vă dă un mesaj săptămâna aceasta persoana la care vă gândiți sau dacă nu, posibil să aveți un aviator secret, să interacționați cu o anumită persoană. Ideea este dacă în această săptămână veți primi vreun mesaj de la o persoană la care vă gândiți fix în momentul acesta. Aleargă spre voi, se grăbește să vă ofere un mesaj. Este vorba despre a încerca ceva cu voi, a încerca. Și este o persoană true, așa. Este o persoană care mi se pare destul de sinceră în abordarea voastră. Nu știu că sunteți voi de dornici de a avea o relație cu un necunoscut sau cu o necunoscută, dar pare că persoana aceasta apare la timpul potrivit și va dura adică va dura ceva până când o să vă cadă în grații. Adică nu este ceva de genul dragoste la prima vedere, cu de o fudră. Mai durează până când începeți voi așa ușor să simțiți ceva, așa știți. Că voi dacă nu sunt fluturași în stomac, nu cred că vă prinde, știți? Deci este ca la film. Dacă vă prinde, rămâneți în relație. Dacă nu vă prinde, parcă ar mai trebui să nu știu, să facă multe ca să vă atragă atenția. Aici un mesaj foarte interesant pe care l-am primit în acest moment. Atenție ca așteptările voastre să nu fie foarte înalte, în ideea în care aveți foarte mari așteptări de la persoanele din prima, la persoanele pe care le cunoașteți și atunci s-ar putea să intimidați foarte tare aceste persoane. Prin prezență, prin discuții, prin manifestări, etc. Și atunci s-ar putea să intimidați și să fugă. Știți? Dar universul spune go. Chiar dacă durează, chiar dacă merită să-i dai o șansă. Pentru Capricorn, 18-39. Dacă primiți un mesaj săptămâna aceasta, dragii mei Capricorn, de la o persoană la care vă gândiți în momentul de față, sau dacă este posibil să interacționați cu un admirator secret, hai să spunem așa, important este mesajul pe care ați putea sau nu să-l primiți. Capricornii care se gândesc la o anumită persoană sau nu se gândesc, pur și simplu. Timpul pare a fi cel corect. Deciziile par a fi cele corecte, deci nu este nimic greșit în asta. Este o persoană care se gândește la voi în foarte multe cazuri de ceva vreme, mai precis din luna mai a acestui an sau, mă rog, dar nu i-ați dat nicio șansă pentru că ați considerat că este greșit să faceți acești pași. Probabil sunt destul de mulți capricorni aflați în alte relații. Și capricornii sau au anumite responsabilități, anumite principii peste care nu pot să treacă și atunci li se pare greșit să pună fericirea lor pe primul loc.
sau le este destul de, ei sunt foarte conștiincios și loiali. Și atunci li se pare greșit ca ei să fie fericiți și alții nu. Aici trebuie să jonglați un pic cu ideea, pentru că s-ar putea să treacă un tren, un alt tren pe lângă voi. Ați pierdut în multe cazuri destul de multe opțiuni pentru că ați fost foarte principial. Sigur că este normal să funcționați după aceste reguli, să fiți principial, dar nu, dacă ar fost așa ușor exagerat, și voi, ca și la săgetători, s-ar putea să fie intimidat aceste persoane. Dar aici este vorba despre voi. Este greșit să fac asta. Este greșit pentru mine la vârsta mea să mă iubesc. Este greșit la vârsta mea să mă implic într-o relație cu o persoană mai tânără cu 15-16 ani. Sau, știți? Deci ceva de genul acesta, cam asta este abordarea. Aici nu spune că este greșit, din contră spune că este pentru tine. Aici este vorba de tine, mingea este în terenul tău. Că nu ai fost căutat odată sau căutată odată. Vei mai fi căutat, căutată. Doar că aceste opțiuni se diminuează. Până la nu mai exista. Dar pentru că nu mă mai interesează pe mine la vârsta mea. Eu vreau să știu de sănătate, vreau să știu de, știți? Da, aveți dreptul să iubiți. Un mesaj, ia uite ce drăguț. Un mesaj foarte interesant, secret din partea universului în spatele acestui mesaj. Mă bucur că a ieșit. Foarte mult mă bucur că a ieșit această carte, acest mesaj secret. Și spune același lucru, nu mai știu la cine a fost. Dacă ai avea, dacă ți-ar sta în putere, da? Să schimbi ceva, dacă ai avea o superputere, dacă ar depinde de tine și ai putea să faci asta, ce-i face? Sau cum ai schimba situația? Și răspunsul cu siguranță o să-l găsești în inima ta și nu în rațiunea ta, asta spune acest mesaj secret. Ai încredere în vocea inimii, nu în vocea rațiunii. De data aceasta gândește cu inima, pentru că inima te va conduce la răspunsul corect pe care ți-l dă sinele tău superior, spiritul tău, sufletul tău. Intri în conexiune și atunci o să ai răspunsul corect. Dar fii sincer, sinceră cu tine. Ai 68 de ani. Ai senzația că dragostea pentru tine nu trebuie să fie, nu există. Perfect adevărat, din punctul tău de vedere. Dar dacă tu ai o superputere și te dai de trei ori peste cap, că a fost frumos din lacrimă, așa, de la 68 ai 38 de ani. Și întâlnești aceeași persoană. Te-ai implicat într-o relație? Sufletul nu are vârstă. Fii sincer, sinceră cu tine. Și o să-ți dai răspunsul imediat. Ok, vărsător, minutul 22:57. Răspuns, un mesaj din partea universului, Primești un mesaj cu ajutorul la ce universul primește un mesaj de la o anumită persoană, de la persoana la care te gândești sau interacționezi cu cineva săptămâna aceasta, în primul rând trebuie să ții cont de faptul că ești foarte norocos, foarte norocoasă în această săptămână, pentru că curând, deci în această săptămână, deci norocul nu te ocolește, clar. Nu știu dacă în această săptămână va fi clar o schimbare, dar va fi curând. Haideți să vedem, este așa o săptămână. Va fi curând această schimbare? Vei primi mesaj? Deci mesajul îl vei primi curând. E posibil și în această săptămână, pentru că ești norocos, norocoasă. La timpul potrivit vei primi mesajul, nu mai insist, pentru că e clar. Acolo unde nu pot și nu mi se dă voie, nu mai insist, pentru că facem voința divină și dacă divinitatea cumva ne transmite pe cale intuitivă, gata? Ok. Și pești, dar curând. Deci asta să țineți cont. 24:19. Hai scriem aici. Pentru pești, primiți mesaj de la o anumită persoană, de la interacționați cu o anumită persoană, primiți un telefon, așteptați un telefon, îl primiți, așteptați un mesaj, îl primiți sau nu? Sau interacționați cu o anumită persoană? S-ar putea să fie vorba de o zi, în seara aceasta, mâine,
Deci de o zi, dar... Deci, posibil să primiți un mesaj de la persoana la care vă gândiți, de la un admirator secret, de ce nu, foarte curând, chestiune de zile sau mâine, poimine, în această seară, dar mesajul spune lasă-l pe drumul lui sau lasă-o pe drumul ei. Nu vă încurcați viețile. Nu, asta spun, asta sigur că este o etalare generală, dar am să clarific cu ajutorul mesajelor secrete din spatele acestor inimioare. Mesaj care spune cam așa. Dacă renunți la trecut, cu siguranță vei avea parte de foarte multă noutate în viața ta. Noutatea va intra în viața ta. Let go. Nu știu dacă, cred că se vede. Let go. Același lucru ca aici. Deci, eliberează-te de trecut și focusează-te foarte mult pe persoana ta. Și mai puțin pe altă persoană din trecutul vostru comun, să spunem așa. Deci, dă-i pace. Cam atât, dragii mei, cam atât, dragile mele. Vă mulțumesc mult, 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 mult de tot pentru vizualizări, pentru vizualizările făcute la ora 20. Mulțumesc pentru mesajele voastre excepționale. Sunteți absolut minunați. Vă aștept, cred că de luni, cel mai mult, pe canalul meu secundar, Aura Cafe, acolo unde o să discutăm despre tot felul de exerciții, ritualuri, meditații. Am povestit mai devreme și despre cauzele subtile ale îmbolnăvirilor, Marele Dicționar al Bolilor și Afecțiunilor de Jacques Martel. O să discutăm foarte mult, așa, prietenește, la o ceașcă de cafea, despre de unde se trag aceste boli. Sigur, nu o să intervin foarte mult, însă asta o fac ca un fel de lectură, tocmai pentru cei care nu își pot permite această carte, nu o reușesc să o achiziționeze din diferite motive. Și multe altele, chiar și am niște ritualuri foarte, foarte drăguțe. Până atunci însă, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc să aveți în continuare o săptămână absolut minunată. Multă, multă sănătate și la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această săptămână și în zilele ce vor urma. Pace, liniște și nu uităm că Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt. Vă pup! Somn ușor, noapte bună!